fără îndoială dumneavoastră deja le cunoașteți și ele se regăsesc înainte de toate chiar în opera lui Virgil Nemoianu. Eu am câțiva invitați care vor vorbi, noi avem câțiva invitați care vor vorbi în această seară despre, în primul rând, această carte, care este primul volum al acestei serii editoriale ce se anunță foarte, foarte amplă. E vorba de o serie de 10 volume, care va fi publicată pe parcursul viitorilor 2 sau 3 ani. Acest prim volum reunește două cărți ale lui Virgil Nemoianu, două dintre primele cărți ale domniei sale, din deceniul 7 și începutul deceniului 8 al secolului trecut, Structuralismul și calmul valorilor, cum deja s-a spus. Ca redactor de carte, sigur că mie mi-ar reveni sarcina să fac câteva mențiuni destul de pedestre. Nu o să le fac acum, fiindcă aș risca să răpesc dintr-un timp prețios, care ar trebui ocupat cu lucruri mai substanțiale. De aceea mă limitez acum la a spune următorul lucru, și anume că, cel puțin din punctul nostru de vedere, avem toate argumentele de partea noastră pentru a fi curajoși, pentru a porni cu mari ambiții la drum, lansând acest ambițios proiect Virgil Nemoianu în 10 volume, proiect editorial și cultural, pentru că, pe de o parte, Virgil Nemoianu se remarcă drept unul dintre numele de referință ale bibliografiei românești și occidentale în științele umaniste. Pe de altă parte, că domnia sa, în repetate rânduri, a propus diferite cadre și a construit cadre de dialog în interiorul câmpului de cercetare umanist între disciplinele și subdisciplinele umaniste, fie ele religie, literatură, și așa mai departe, artă și așa mai departe, fie, pe de altă parte, pentru că Virgil Nemoianu susține ceea ce este foarte important într-un context și ideologic și cultural, destul de anxios și de tulburet și de recalcitrant, totodată susține valori foarte importante precum tradiția, memoria și altele, despre care de altfel astăzi s-a și vorbit destul de energic și de bine și de consistent. Eu îl invit înainte de toate pe domnul profesor Andrei Bodiu, care este și gazda lui Virgil Nemoianu la colocviul, la conferința internațională care are loc la Facultatea de Litere, îl invit să vorbească.